Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să urmăriți dezbaterile Metropolei. Continuă să facă valuri înlăturarea pe cale legislativă, în regim de urgență, a piedicilor care stau în calea unei candidaturi a lui Klaus Iohannis pe lista PNL la alegerile parlamentare. Inițiatorii proiectului spun că nu fac decât să înlăture o nedreptate legislativă și că oricum nu e pentru o singură persoană, ci pentru toți aceia care în viitor, din 20 în 20 de ani, vor fi poate în aceeași situație cu domnul Iohannis. De cealaltă parte, cei de la Expert Forum susțin că dacă președintele ar vrea și el să aibă aceleași drepturi ca orice om de rând, soluția ar fi simplă. Poate demisiona din timp și candida, ca independent sau ca membru de partid, exact ca orice cetățean. Își poate demonstra pe forțe proprii popularitatea, își poate face campanie fără să se folosească de funcția și resursele președintelui. Dar asta ar însemna să concureze fără garanția de a câștiga, o încălcare gravă a drepturilor președintelui de a fi mai presus de ceilalți cetățeni de rând. E bine, în toiul acestui freamăt mediatic a trecut neobservat sau nedrept de puțin observat anunțul intrării în cursa prezidențială a unui nou candidat, de fapt a unei candidate, care și-a început campania cu un videoclip manifest pe care vă invit să-l urmărim împreună. Acesta este rezultatul trădării naționale, a guvernărilor incompetente și corupte. Toți cei care au guvernat se fac părtași la distrugerea României. Vedeți aici realitatea dură, așa cum este ea. Vedeți aici și acum ceea ce nu ați văzut în nicio altă sală de conferințe sofisticată, de unde politicienii români și-au lansat candidaturile. Știu, realitatea nu arată bine. Este greu să privești adevărul în față. Simțiți revoltă, simțiți frustrare, simțiți neputință și disperare. România încă nu este demolată, este doar abandonată. M-am născut în România, am copilărit în România, m-am dezvoltat aici și tot în România am devenit mămică. Am 5 copii minunați. Într-o binecuvântată zi, în România, voi deveni bunică. Iar când îmi va veni sfârșitul, aici, în România, voi muri. Sunt o româncă autentică, onestă, harnică, devotată și curajoasă. Nu vă mint. Nu vă pot spune că România astăzi este pe mâini bune. Nu vă pot spune că România se îndreaptă într-o direcție bună. Îmi iubesc țara necondiționat și din această iubire pură am putere să duc această luptă politică. Sunt Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru și candidez la președinția României. Începem dezbaterea în această seară, iar invitata mea este chiar doamna Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru, candidat la președinție din partea Alternativei pentru Demnitate Națională. Bună seara și bun venit! Bună seara! Bună seara telespectatorilor, bună seara celor care vă urmăresc din diasporă, bună seara celor care vă urmăresc online în această seară. Care vreau vor urmări pe YouTube în zilele următoare. Da, vreau să vă spun atât. Sunt Alexandra, sunt prietenă și sunt fiică a acestei binecuvântate țări. Știu că unii dintre cei care ne privesc vor considera că în momentul în care folosesc dumneavoastră, arată respect. Respectul se arată prin onestitate. Și putem să ne spunem prenumele și să arătăm același respect. Deci să ne tutuim în emisiune? Dacă te simți confortabil, da, eu mă simt foarte confortabil. Eu nu am o problemă. Lumea se formalizează în general, dar dacă nu e cazul, nu e cazul. Uite, m-am tot gândit cu ce întrebare să încep și m-am gândit să te întreb un lucru care, de fapt, va genera mai multe răspunsuri. Intrarea ta în politică coincide cu plecarea de la realitate sau cele două evenimente au vreun element de cauzalitate între ele? Da, cu siguranță. În momentul în care Dumnezeu îți închide o ușă,
îți deschide o altă ușă. Dacă m-ai fi întrebat acum câteva luni de zile, au fost invitați în studioul de emisiune care îmi spuneau că sunt foarte bună pentru a face politică. În acel moment refuzam să cred că la un moment dat al vieții mele voi ajunge eu să fac politică, să candidez eu ca să-mi reprezint țara, să-i reprezint pe români, indiferent de etnie, categorie socială sau simpatie politică. Da, am fost retrasă, n-a fost alegerea mea să plec de la realitatea. Cum adică am fost retrasă? Întrebați-i pe cei care m-au retras și pe cei care au dat comunicat. Cei care au dat comunicat în numele meu, că m-am retras. Bineînțeles, în momentul în care mi s-ar fi spus că nu corespund, aș fi acceptat acest lucru. Sunt o femeie demnă și asumată și responsabilă. Deci n-a fost nicio explicație, în afară de ce s-a dat public? Explicațiile sunt așa. În momentul în care simți că nu poți compromite un om și un om nu corespunde fișei postului, lucrezi într-o televiziune și știi că trebuie să corespunzi, atunci e bine să lași lucrurile să meargă natural, în direcții diferite. Iar drumurile noastre, cu siguranță, se vor mai intersecta în această viață. Și ca o întrebare suplimentară, în acest demers, alminteri foarte curajos, aș putea să spun, ai suportul tatălui tău? Nu. Nu. Nu sunt creația unui trus de presă. Nu am intrat în politică să reprezint realitatea și nici pe tatăl meu. Păi, bun, asta e una să îl reprezint și alta este să ai suportul. Nu. Deci este o acțiune pur independentă. Pur independentă, da. Îi reprezint pe cei care mi-au dat deja semnăturile, pe cei care asta, au mare asta vreau să încredere să început să strâng semnături? Să știi că față de ceilalți politicieni, eu am vrut să știu că oamenii mă vor, oamenii mă plac, că îmbrățișarea lor este urmată și de o semnătură. Când am văzut că ne apropiem de pragul de 100.000 de semnături, am zis că nu am motive să fac un pas în spate. Știu, nu am experiență politică, nu intru în acest șablon politic și mă bucur că nu am acest tip de experiență pentru că sunt autentică. Iar oamenii când mă îmbrățișează cu toată dragostea lor, ei chiar cred că voi rămâne autentică și le-am promis că voi rămâne. Câte mâini ți-ai propus să strângi în această campanie? Toate mâinile. Toate n-o să pe le lângă strânge. Mâini vreau să-i îmbrățișez. S-a pus un zid între politician și cetățean. Eu vreau să sparg, care să sparg aceste ziduri și să creez poduri. Pentru că societatea noastră a fost foarte dezbinată. Cred că este motivul pentru care avem și familii dezbinate. Este în continuare. Se urăsc frați cu frați, nu vorbesc părinți cu copii, vecinii între ei. E o tensiune în societatea noastră cultivată și întreținută și de clasa politică. Așa că eu vreau să fac altceva. Vreau să fiu atipică, oricum ies din toate tiparele. Această campanie vreau să o fac din mijlocul oamenilor. Să am disponibilitate să-i ascult. Vreau să ajung la Cotroceni ca să-i reprezint. Ca să-i reprezint, trebuie să merg peste tot, atât în țară, cât și în diasporă. Și acolo să fiu întreruptă de problema lor și nu de pauza de publicitate. Știi, aici în televiziune avem acest confort în timpul pauzei publicitare, să-ți mai citești mesajele, să mai revii asupra unor lucruri, pe când acolo omul te simte. Până alte lucruri poți să faci și în direct, nu doar în pauză. Omul vrea să te atingă și să vadă că ești real. Vrea să se asigure că nu citești, că nu ești robotul cuiva, că nu ești omul cuiva. Da, pe de altă parte trebuie să și livrezi, adică păi livrezi. Ai această oportunitate. Dar avem o campanie scurtă. Da, 30 de zile, cred că putem să facem acest compromis, să luăm țara la pas. Asta putem face și acum, nu vă împiedică nimic. Teoretic toți fac campanie în stradă, dar practic nu fac. Au un grup de aplaudaci, din acest motiv nici nu pot să meargă în prea multe județe și cam atât. Se feresc să vorbească cu oamenii, se feresc să dea răspuns oamenilor. Se feresc să le asculte problemele. Asta cei pe care oamenii îi întreabă în sensul de a-i trage la răspundere, care au deținut poziții de decizie, care au influențat în bine sau în rău viața oamenilor. Pe tine probabil că n-au ce socoteală să-ți ceară.
pot întreba alte lucruri. Și n-ai avea niciun motiv să eviți contactul. Cea mai frumoasă parte din televiziune a fost momentul în care am început să fac caravană România suverană. Să ies în țară, să ies printre oameni. Atunci mi-am dat seama că eu mă încarc cu bucuria lor, cu energia lor. Din acest motiv am putut să muncesc de luni până luni, fără să am pauză. Din acest motiv am putut să stau în frig, deși erau temperaturi greu de suportat. Și asta mi-a dat curaj continui, să merg printre ei. Vreau să te întreb puțin mai târziu, dar acum, dacă a venit vorba, te întreb acum. Ai spus chestia asta, că vrei să reconciliezi, mă rog, am reformulat eu, poporul român, da? Da. Să-l unesc. Da. Cum faci asta? Cum fac asta? Pentru că nu doar președintele este singur cauza acestui clivaj, acestei polarizări. Sunt nenumărați factori. Ascultându-i, eu ca președinte, le-am promis celor care deja au semnat pentru mine că voi fi într-un permanent dialog cu ei. Instituția președintelui va rămâne într-un contact permanent cu ei. Am dovedit în viața mea personală că sunt capabilă să pun la aceeași masă oameni cu personalități tari. Știu să-i ascult și pe cei care sunt mai vocali, mai nervoși, mai anxioși. Știu să-i ascult și pe ceilalți care sunt mai timizi și au nevoie de timp ca să se exprime, să scoată pe gură emoțiile ce le trăiesc. Așa voi face acest lucru, cu răbdare. Trebuie destul de multă răbdare. Mai ales că mai mult ca sigur vor fi și elemente potrivnice, ca să spun așa, deliberat sau nu. Că asta e situația, așa funcționează lucrurile. Spune-ne, te rog, câte ceva despre această structură. Nu știu dacă trebuie să-i spun partid sau ce formă de organizare. Este partid. Partidul se numește Alternativa pentru Demnitate Națională. Este un partid în care eu sunt cofondator. Am alături de mine patrioți adevărați, atât din domeniul privat, cât și din instituții ale statului. Alături de noi au venit alte partide. Se numește Alianța pentru Demnitate Națională. Noi acum suntem o familie și vreau să dau acest exemplu personal tuturor celor care iau guvernarea pe persoană fizică. Un singur om nu este capabil, indiferent cât de deștept este, nu este capabil să conducă mai multe instituții. Are nevoie să se consulte cu profesioniști. Acest lucru am încercat noi să facem și ne-a ieșit cu brio. În 2 luni de zile am reușit ceea ce nu au reușit mulți în ani de zile. Să strângem la oaltă profesioniști, doctori, profesori universitari, ingineri și așa mai departe. În momentul în care vom depune lista pentru parlamentare, colegii mei vor ieși și vor vorbi despre planul nostru pentru România. Avem un proiect de țară. Avem o viziune pe 20 de ani. Ne-am inspirat, bineînțeles, de la țările care au reușit să aibă continuitate, indiferent de cine a venit la guvernare. Asta vrem să facem și noi. Și motivul pentru care le spun telespectatorilor și cetățenilor, când mă văd cu ei zi de zi prin țară, le spun să nu mă voteze doar pe mine, Alexandra Beatriz Bertalan Păcuraru, să voteze Alianța pentru Demnitate Națională. Pentru că în momentul în care vom avea majoritate parlamentară, tot ceea ce noi vom spune în această perioadă se va realiza. Vom trece direct la fapte. Vom fi cei care vom dovedi că se poate atunci când există unitate. Pentru că soluțiile deja le avem. Dar ca să înțeleg eu foarte bine, deci avem și un partid. Da, și o alianță. Da, formată din mai multe partide. Iar în alegeri veți merge ca alianță? Da. Păi ADN. Da, ștacheta e și mai sus. ADN. Crește pragul electoral. Alternativa pentru Demnitate Națională. Toți colegii mei sunt demni. Și toți colegii mei doresc să redea României demnitatea. Noi vorbim de demnitate, dar nu ne regăsim în acest cuvânt. Nu mai suntem demni în țara noastră, așa cum am văzut că multora le place să vorbească despre suveranitate când sunt prin alte țări străine. Cum poți vorbi despre suveranitate când tu la tine acasă nu ești suveran? Da. Mă rog,
nu știu dacă strategic e cea mai bună idee, pentru că, repet, v-ați mărit din start pragul electoral pe care trebuie să-l atingeți, dar nu știu dacă e o chestiune deliberată, dar dacă nu e sigur, se vor face speculații, jocul ăsta de cuvinte, cu ADN-ul, da? Da, și, ADN-ul. Și te întreb, toți avem românii au un ADN demnitatea? Da, da, au uitat că ei sunt demni, ei nu s-au născut nici datori și nici sclavi. Noi suntem un popor demn. Avem nevoie de curaj. Curajul vine din puterea exemplului. Și am văzut, am intrat și eu pe site-ul partidului astăzi și scrie acolo că ADN e un mod diferit de a face politică. Așa este. Ce înseamnă un mod diferit de a face politică? Uită-te la mine. Nu am experiență politică. Sunt spontană, sunt naturală, sunt autentică. Noi acolo asta nu e neapărat un avantaj. Nu este niciun dezavantaj. Nu, depinde. Da. La modul noi general. Noi mizăm pe o stare de spirit bună. Armonie. Armonie. Chiar dacă avem idei în contradictoriu, noi ne completăm. Suntem unici. Toți. Trebuie să înțelegem asta. Nici gemenii nu sunt la fel. Și este foarte bine că suntem așa, avem posibilitatea să construim exact cum ne dorim noi, cărămidă peste cărămidă, să luăm ce este mai bun de la fiecare. Și cum e structura de conducere? Cum e organizat partidul? Partidul nostru nu are președinte. Noi avem o masă rotundă. În momentele în care trebuie să luăm decizii, ne consultăm toți la o mare masă rotundă, așa cum ar trebui să aibă orice prim-ministru și orice președinte de stat și orice ministru, orice instituție care decide destinele românilor. Pe munci, când depuneți listele electorale, acolo trebuie să semneze președintele partidului. Cine semnează? Nu, coordonatorul nostru semnează. Și cine este coordonator? Didi Dumitru, deocamdată. Și ne poți spune câte ceva despre domnia sa? Îl puteți invita? Am mulți colegi, am mulți colegi valoroși și în special pe partea de business, că tot vorbeam de colegul meu. Dar sunt toți oameni noi în politică? Da, majoritatea, da, sunt oameni noi. Iar cei care vin din business au și soluții să resusciteze partea asta, care astăzi falimentează. Sectorul privat nu o duce acolo. Bine. Da, antreprenorii nu sunt respectați și nu sunt singura care spune acest lucru și eu sunt antreprenor și mi-ar fi plăcut ca statul român să mă ajute să mă dezvolt și nu să mă încurce. S-au creat așa două lumi paralele. Bugetarii, clasa creată de stat, cei care sunt plătiți chiar dacă nu au performat și cei care încearcă să supraviețuiască din domeniul privat. Practic, sunt plătiți din productivitatea lor. Așa cum e și tu. Așa da, cum da. Suntem toți cei pe, care pe de altă am parte, dacă în privat și lucrăm folosim în privat. Această dihotomie între stat și privat, nu știu dacă este o cale ok către acea reconciliere. Ba da, este. Pentru că performanța naște performanță. Incompetența îngroapă performanța. În privat trebuie să performezi. Societățile mici și mijlocii în acest an au înregistrat cel mai mare număr de dizolvări. Este grav. Vorbim despre un genocid. Avem nevoie de o clasă de mijloc. Deja clasa de mijloc nu mai există. Iar atunci când vorbesc despre instituțiile statului și funcționarii statului, clasa de mijloc sunt beneficiarii pensiilor vreau speciale. Să știu, sunt o clasă de mijloc. Vreau să știu că cei care lucrează la stat performează și au un raport de activitate. Și competiția nu mai rămâne neloială. Toți au raporte de activitate, evaluări, deci din punctul de vedere au cum sunt întocmite acele evaluări și rapoarte de activitate. Și mai departe, asta este altă discuție și... Mă rog, e o discuție lungă asta despre reformarea sistemului de stat și mă tem că este o nucă foarte tare, pentru că au mai încercat și alții. Nu cred. Doar la televizor au încercat. Concret, nimeni nu a încercat. Și oricum, am văzut că modelul, când apar partide noi în preajma alegerilor, este să racoleze așa niște parlamentari independența care s-au desprins de grupurile lor, de partidele lor, să eventual să facă și un mic grup acolo.
Voi n-ați făcut chestia asta. La noi toate au venit firesc și natural. Toți membrii echipei ADN, familia ADN, s-a strâns la aceeași masă firesc și natural, fără să încercăm să recrutăm pe altcineva. Cei care au simțit că pot aduce un plus în societate au venit cu soluții pe masă, nu cu probleme, pentru că toți știm care sunt problemele, știm crizele cu care se confruntă România și noi avem nevoie de profesioniști. Nu e nevoie să alergăm după oameni care dau bine la televizor și pot să aducă un plus în procente. Nu, avem nevoie de performanță, de oameni care au dovedit în viața lor reală de zi cu zi că au făcut performanță. Ok, ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate și revenim. Asta vreau să te întreb, dar am răspuns după publicitate, cum au venit acești oameni câtă vreme despre acest partid? Mare lucru în spațiu public nu s-a auzit, mă gândesc așa, că dând vorbă în vorbă, dar după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct alături de doamna Alexandra Beatriz Bertalan Păcuraru, candidat la președinția României din partea Alternativei pentru Demnitate Națională. Te întrebam înainte de pauza publicitară, cum au venit oamenii ăștia către partid, câtă vreme în spațiu public nu s-a auzit mare lucru acum, de când cu anunțul tău. Natural și firesc, a fost o surpriză plăcută. Nu știu, aveți sediu pe calea Victoriei, treceau pe stradă și au văzut? Pe calea Griviței și chiar nu avem niciun anunț. Au auzit de Alternativa pentru Demnitate Națională, au dorit să facă parte din Unde alianță au auzit? Ca să și curios. Să intrăm la parlamentare cu această familie generoasă de profesioniști. Toți vor candida cu sigla partidului nostru, Alternativa pentru Demnitate Națională. Lumea este mică, să știi. Asta este surpriza plăcută. Și în momentul în care au auzit că sunt dispusă să-mi asum acest rol greu, au spus că vor să mă sprijine cu toată încrederea și cu toate soluțiile lor. Da, asta în București, dar partidul are structuri de țară, în țară? Și la nivel de diasporă. Deci aveți structuri constituite? Avem, da. Da. Și când, o să fim o surpriză. Când s-a făcut? În două luni de zile. În două luni de zile am pus bazele. Ce ai fost personal... Am pus bazele acestui proiect, este un proiect fascinant. Veți afla mai multe detalii în săptămânile viitoare. Proiectul vreau să-l expunem și, bineînțeles, fiecare profesionist în parte să dezvolte domeniul său de activitate. Pentru că soluțiile, să nu credeți că sunt așa puse pe masă de părerologi. Dacă am urât ceva în televiziune, am urât să ascult politicieni care se pricepeau la toate. Erau buni pe fiecare domeniu de expertiză, dar de fapt habar n-aveau. Televiziunile i-au încurajat și chemau pe orice subiect și oamenii se simțeau datori să aibă păreri, nu? Da, putem avea opinii. E bine să avem opinii, dar să nu venim cu soluții fără să avem argumente și fără să știm că ele concret se pot aplica. Deci avem, suntem prezenți și în diasporă, suntem prezenți și la nivel național, în foarte multe județe. Și în afară de culoarea violet pe care deja am remarcat-o. Este culoarea partidului. Deci în afară de culoarea asta a partidului și de siglă pe care am văzut-o, mai aveți și alte particularități? Da, suntem autentici și suntem demni. Suntem curajoși și ne iubim țara. Uite, am văzut un lucru foarte interesant în schița, să spunem, de program care este trecută acolo pe site. Scrie acolo că vă gândiți să faceți un audit al statului român. Da, am trei priorități. Uite, la tine în emisiune, pentru că este prima ieșire publică. Întrebarea este, cine ar putea să facă acest audit? Persoanele care au abilități în acest domeniu. Un stat eșuat are nevoie de audit imediat. Ce înseamnă acest audit? Înseamnă verificarea instituțiilor statului și a funcționarilor statului, ca să știm toți cine, cum și cât a furat. Vom ști. Trebuie să aflăm. Suntem bogați, dar în același timp suntem atât de săraci. Și suntem dependenți de tot felul de conjuncturi geostrategice. Din acest motiv, consider că prioritatea numărul 1 trebuie să fie auditul statului român.
Iar a doua prioritate, am spus că trei în seara asta... De asta cu auditul e una, dar din ce spui sună mai degrabă anchetă de procurori. Nu, cine trebuie a furat, să știm adevărul. Cum... Trebuie să știm adevărul. Toți cetățenii români știu că lucrurile au ajuns în acest fel pentru că au fost foarte mulți oameni care au furat și de-a lungul vremii au avut imunitate, s-au ascuns furturile și noi trebuie să aflăm printr-un Unele, audit. Altele au mai apărut. Da? Trebuie să aflăm printr-un audit cine a performat, cine a furat. Eu mă gândeam că auditul ăsta se referă la sistemul instituțional, relațiile între instituții, cum sunt, toate, nu știu, organigramele și așa mai departe. Toate. Asta cu cine și cât a furat, mă tem că e un proiect cam mult prea ambițios. Da, ne-l asumăm. Mă rog, să sperăm că veți fi și în situația în care să-l puneți în... A doua prioritate, deci prima prioritate. Facem audit. Facem audit. N-ar fi bine să fie extern? Vei avea parte de o surpriză frumoasă. Nu o să fie o surpriză neplăcută. Dar trebuie a doua să ne dai prioritate. Și știri în emisiunea asta, nu doar teaser, știi? Uite, auditul statului român, prima mea prioritate, ca președinte al României. Și am spus și de ce. Vrem să știm, în numele cetățenilor români, cine, cum și de ce a furat. A doua prioritate, răspunderea magistraților. Toți cetățenii români, dacă greșesc, plătesc. Și magistrații, dacă greșesc, trebuie să plătească. Iar a treia prioritate este depolitizarea instituțiilor statului. Din acest motiv, consider că multe instituții nu funcționează. Da, ce înseamnă mai exact depolitizarea instituțiilor statului? Uitați-vă ce se întâmplă cu educația copiilor noștri. Un eșec. Domnul Iohannis s-a priceput, ne-a păcălit și dintr-o Românie educată ne-a livrat o Românie eșuată. Motivul numărul unu este politizarea educației. Uitați-vă ce se întâmplă în sănătate. Avem capacitatea să avem educație de elită, să fim în top 10 universități mondiale. Păi, nu prea suntem, nici măcar nu în suntem apropiere. Nu suntem, pentru că nu se investește. Nu se investește. Cunosc copii extraordinar de creativi, de buni, de, sunt genii și nu au resurse, nu au posibilitatea să se dezvolte. La fel cum cunosc copii care nu mai sunt încurajați să meargă la școală pentru că materiile nu mai corespund cu dorințele lor. Nu li se mai stimulează apetitul pentru a învăța. Și trebuie să facem o modificare în acest punct, să îi stimulăm să facă performanță și performanța să fie răsplătită. Copiii noștri au această capacitate să ne facă mândri. Știu, la nivel internațional. Nu mai lămuri cum e cu depolitizarea. Ce înseamnă depolitizarea învățământului? Poftim. Conducerea unei școli trebuie să fie făcută pe criteriu de performanță și nu pe numire politică. Teoretic și acum e așa, că sunt instituții practic unde numirile politice sunt instituționalizate, deci prin lege, da? Consiliul practic de administrație sau asta e numit de parlament, da? În alte locuri, teoretic nu e, dar în fapt este. Și dacă acolo poți să schimbi legea, nu știu, să spunem, Curtea Constituțională, acolo să nu mai fie oameni care au fost în politică în ultimii 10 ani, nu partidele propun și mai departe. Și în felul ăsta e depolitizat structural. Dar ce faci în locuri unde teoretic nu se întâmplă asta, dar în realitate se întâmplă? Care e regula? Cum... Practic. Cei care decid în numele școlii sunt numiți politic. Această problemă este și în sănătate. Și cum facem să nu mai fie numiți politic? Am o echipă de profesioniști care este capabilă să facă legi. Am o echipă de profesioniști, deci prima, care este motivată. Legislației. Da, bineînțeles. Parlamentul trebuie să facă legi. Președintele nu poate să facă legi. Președintele poate... Poate să facă o comisie prezidențială care să studieze. Poate să solicite, dar Parlamentul trebuie să facă legea. În sistemul sanitar avem aceeași problemă, spuneam. Avem un potențial fantastic, avem medici de elită, alte țări au știut să-i recruteze, au știut să-i cinstească. Noi n-am știut să îi ținem. Ce condiții oferă astăzi sistemul privat de sănătate, poate oferi și statul, dacă depolitizăm această instituție. La fel este și cu justiția.
Și justiția trebuie să fie a românilor, trebuie să fie depolitizată. Știu că le-a fost ușor să politizeze totul ca să aibă monopol. Din acest motiv, nici domnul Traian Băsescu nu vrea să se bucure de nepoți, nici domnul Iohannis nu vrea să se bucure de schi sau de golf, își dorește să deschidă lista la Senat. Mă gândeam așa, de ce se compară toți cu Putin? Le e frică să pronunțe de Putin, dar și domnul Băsescu și domnul Iohannis se compară cu Putin. Păi unde se compară? Cum? Păi uite ce fac. Calcă Constituția în picioare. Vor să aibă control total. Nu se compară ei. Își doresc să fie Putin de România. Vor să ne întoarcem în comunism. Da, da, cel puțin în cazul domnului Iohannis, să fie Putin e o meserie solicitantă. Zi de zi, cu program încărcat. Și domnul Iohannis nu a fost solicitat cu atâtea deplasări. Știm câți bani au fost alocați pentru aceste deplasări, dar nu știm ce s-a întâmplat în acele deplasări. Am încercat să aflu dacă în acele avioane private, sofisticate, au fost cumva și delegații, nu știu, din mediul privat. Să încapă și delegații ca alea avioane cu puține locuri, chiar dacă sunt mari. Să știi că mediul privat poate fi reprezentat de un om capabil. Nici măcar acel om nu a fost. Nu, că pe urmă apăreau discuții. Care este raportul de activitate? Statul român să înțeleg că a făcut aceste cheltuieli doar de dragul domnului Iohannis și a primei doamne? E o rușine națională. Bine, aici părerile sunt împărțite. Dacă întrebăm pe ei, sunt foarte mulțumiți de rezultatele vizitelor externe, în special cele... Da, au văzut locuri noi, e frumos. Uite, eu am călătorit pe banii mei, în toată lumea. Apropo... Înțeleg că ai acest apetit de a fi călător, a fi turist, dar să nu fii turist politic pe banii românilor. Uite, vreau să te întreb de la început lucrul ăsta. Vei fi, dacă vei fi, președintele României sau președinta României? Am simpatizanți care îmi spun doamna președinte și am simpatizanți care îmi spun președinta noastră. Ambele forme sunt corecte gramatical, deci nu avem a ne feri din partea asta, dar sunt cutumele astea. Eu sunt o femeie asumată și vreau să-i reprezint cu respect pe toți și cu demnitate și vreau să vadă în mine, înainte de toate, un bun prieten. Pentru că tot e discuția asta cu egalitatea de șanse, tindem să fie paritate între femei și bărbați în structuri, în funcții de decizie și așa mai departe, dar continuăm să perpetuăm masculinizarea funcțiilor importante pentru femei fără niciun motiv, fără să încălcăm nicio regulă gramaticală. Doamna ministru, doamna avocat, doamna primar... Dar plăcea să văd în acest an, că mai multe femei sunt dispuse să facă un pas în față. Multe dintre ele, persoane cu care am vorbit, doamne cu care am vorbit în ultima perioadă, se tem că societatea încă este misogină. Și politica... Da, asta s-ar putea să fie așa, o chestie, un fel de drobul de sare. Bărbați. Eu consider că în contextul actual, o femeie are toate calitățile să aducă pace și stabilitate. De ce? Pentru că toți avem mame. Gândiți-vă la mamele voastre. Mamele vor să aplaneze conflictul, nu să creeze conflictul. Ăla e în job description, acolo. Așa e făcut. Da, uite, că suntem la acest capitol. Ești de acord cu cotele de gen? Să tindem către paritate prin impunerea unor cote din ce în ce mai mari de gen? Care asta... Cei care nu sunt de acord cu asta spun, dom'le, asta este ceva contrar meritocrației. Da? Deci... Pe criterii de performanță, femeile trebuie să fie încurajate să facă un pas în față, indiferent de domeniul său de activitate. Că vorbim de Ministerul Apărării Naționale. Știu și aici sunt multe controverse că Ministerul Apărării Naționale nu poate fi condus de o femeie. De ce nu? Avem exemple în țări tradiție mult mai mare. Exact. Primul ministru al statului român. De ce nu aici poate să fie condus exact? Președinția României. De ce nu poate să fie condus? Nu spune nimeni că nu poate. Deci, motivul pentru care eu am acceptat să candidez, hai să zic așa, am mai multe motive, dar motivul personal, eu m-am întrebat singură. Foarte important.
Asta este ideea care a izvorât în tine așa sau cineva ți-a propus, te-a rugat, ți-a băgat acest... Da, prima oară recunosc că n-a venit firesc din mine, n-a izvorât din mine. Au fost partenerii mei alături, astăzi sunt partenerii mei politici, au fost foarte motivați să-mi pună pe masă motivele, argumentele pentru care eu trebuie să candidez la președinția României. Apoi, în intimitatea mea acasă, m-am întrebat, eu cu cine votez? Și nu am niciun răspuns, nu aveam niciun răspuns. Astăzi, dacă mă chinui să am un răspuns, să zic că fac un pas în spate, nu sunt satisfăcută de niciun candidat. Asta nu e un argument valabil, pentru că dacă nu fiecare alegător astăzi, care n-are încredere în ce e anunțat, se decide să candideze, unde ajungem? Cei care s-au înscris în luptă pot genera pace și stabilitate. Sunt de acord. Pot atrage investiții pe o perioadă nedeterminată de timp. Niciun investitor străin nu vine să investească bani în România dacă România, sub orice formă, caută să intre în război. Da, uite, am tot avut în ultimele săptămâni invitați de rândul candidaților la președinție și cei mai mulți dintre ei au acest discurs și au planuri de țară pe care, mă rog, nu suntem noi în măsură să le apreciem, dar sunt formulate. Majoritatea, ca și bună parte ce spui tu aici, depind de mai mulți factori, inclusiv de a avea și pârghii asupra puterii executive, care pot exista sau poate să nu existe. Teoretic, tu ai putea să ajungi președintele României fără ca partidul pe care reprezinți să ajungă măcar la guvernare. Nu spun să fie în poziția de a face guvernul. Și atunci te întreb, ce ai putea tu ca președinte să faci în condițiile în care n-ai o forță parlamentară importantă care să poată să determine la nivel executiv schimbări majore? Eu îmi doresc să am această forță parlamentară. Da, în cazul în care n-ai. Și atunci președintele ar trebui să poată face. Și îmi doresc ceva. Ca cetățenii să înțeleagă că alternativa pentru demnitate națională reprezintă într-adevăr o alternativă la tot ceea ce avem noi astăzi. În momentul în care vom depune lista parlamentarilor, îi veți cunoaște toți. Și nu doar din stradă, așa cum ai spus. Am încercat să fim prezenți și pe mediul online. Aici m-am confruntat cu mai multe probleme din momentul în care noi postam multe ceva. Multe probleme. Da, foarte multe probleme. Tot conținutul era șters, site-urile blocate, adresele de e-mail blocate. Cineva se ocupă de noi, dar acest lucru nu ne deranjează și nu ne face să renunțăm, ba dimpotrivă ne dă curaj. Înseamnă că putem obține o majoritate parlamentară. De ce? Pentru că suntem noi. Și niciunul dintre cei pe care îi veți vedea candidați pe listele ADN nu au mânere, nu sunt șantajabili, nu pot fi cumpărați la bucată. Asta trebuie să vă credem pe cuvânt la început până nu ne... Acum, convingem. Până la proba contrarie, așa este. Trebuie să judece omul după fapte. Eu vreau să răspund pentru faptele mele. Nu vreau să răspund pentru faptele altora. Dar da, am încredere în familia ADN. Pentru că noi acum suntem o familie. Am turat motoarele la maxim cu entuziasm, pentru că este ori acum, ori niciodată. Da, știu eu, cu cât crește succesul, cu atât, dintr-o dată, lumea vine din ce în ce mai precipitată către formațiunea care are succes și deja nu mai e doar familie. Mai vin și oportuniști, profitori. Acum, la început, e frumos, într-adevăr, suntem doar noi între noi, idealiști, dar ia să înceapă succesul să vină. Nu ai cum să trăiești fără ei. Da, sunt prea mulți trădători pe metrul pătrat. Și eu am fost trădată. Și eu am primit lovituri din interior. Dar asta nu m-a făcut să renunț. Și nu m-a făcut să-mi pierd încrederea în oameni. Cu bani poți cumpăra orice în lumea asta, mai puțin caracterul. Odată ce ai trădat, vei trăda toată viața. E bine să-i vedem, e bine să-i identificăm, e bine să-i lăsăm să se manifeste. Unii poate că au intenții bune, dar năravul prost. Nu putem să schimbăm lucrurile cu cei care au trădat. Cei care au făcut parte din distrugerea țării nu au cum să vină acum în funcții de conducere. Da, pot da, nu știu, asistență, de exemplu. Și primim
la masa partidului dacă s-au căit. Noi nu vrem moartea păcătosului, vrem îndreptarea lui. Știi cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos? Și apropo de credința noastră, dacă ne-am întoarce toți cu fața spre credință, cred că am avea o forță mai mare, ne-am uni, am găsit lucrurile care ne unesc. Care v-ar credința, fi ea sau credința în Dumnezeu. Noastră. Acum fiecare este liber să își aleagă religia. Eu vreau să-i reprezint pe toți. Dar în momentul în care ai credința tare în Dumnezeu, când știi că nu ești singur pe acest pământ, ai și o responsabilitate a faptelor tale. Și nu mai trădezi cu ușurință, nu mai minți cu ușurință, nu mai rănești. Persoanele care rănesc s-au dovedit a fi persoane triste. Ele sunt nefericite în viața lor privată. Generează rău că nu sunt fericite. Spuneai mai devreme, apropo de dificultățile pe care le întâmpinați cu mediul ăsta online, cred că anul ăsta, în campania asta, dat fiind lucrurile astea, ok, tu ai remarcat pentru că vi se întâmplă vouă, dar sunt mulți alții care au parte de astfel de năstrăvănii, inclusiv din ce s-a întâmplat în ultimele două zile în Liban cu pegere care explodează și stații de emisie, s-ar putea să se revină la metodele tradiționale. Cu scrisori, prin poștă, adus în cutia poștală. Mi-ar plăcea. Asta tu ziceai că vrei să faci o campanie. Da, mi-ar plăcea. Altfel. Eu să știi că nu folosesc telefonul, laptopul atât de des. Îmi place să scriu. Am scris și pe vremea când moderam emisiuni, scriu și acum, citesc scrisorile prietenilor mei, acum sunt prieteni, nu mai sunt telespectatori. Când ai scris ultima oară o scrisoare pe care s-o trimiți cu poșta? Sau, nu știu, o carte poștală, nu neapărat scrisoare. Eu anul trecut de Paște am făcut. Da, eu nu mai amintesc. Scriu în mod curent persoanelor dragi, mesaje colegilor mei, de exemplu, dar o scrisoare, uite, mi-ar plăcea să trimit cuiva o scrisoare. Poate că am să fac acest lucru acum, de sărbători. Trebuie să mă gândesc la acea persoană specială care încă apreciază să citească mesajele din foi. Ne-am digitalizat foarte mult și acum totul este la un click distanță. Eu spun că oricât de digital ar fi destinatarul, se va bucura să primească o scrisoare, indiferent ce ar scrie în ea. Mă rog, eu spun că e ceva pozitiv, că nu te-a pus să le trimiți scrisori cu lucruri rele. E frumos și mi-ar plăcea să văd că și tinerii sunt atrași de scris și nu doar de tastatură. Motivul pentru care ne-am axat mai mult pe online este următorul. Tinerii noștri din pandemie nu se mai regăsesc în societatea noastră. Noi am încercat în aceste luni de zile să-i facem cumva să facă un pas către politică. Ne-au spus clar, nu sunt curioși să urmărească televiziunile naționale, să se informeze de pe canalele oficiale. Au aceste platforme sociale. Informațiile nu sunt tocmai reale. Multe dintre ele sunt fake news. E un melaj acolo. Da, news, fake news, infotainment. Și ocupă cu niște informații care nu știu dacă sunt relevante pentru ei. Dar mulți au spus că în contextul în care vor vedea un candidat dispus să le asculte problemele, anxietatea, lipsa de dragoste, lipsa de acceptare în societate, poate că ar face un pas către politică, s-ar simți reprezentați de clasa politică. Nu se regăsesc în societatea noastră foarte mulți dintre ei și ăsta este un lucru dureros. Să-i vezi pe toți că își doresc să plece în altă parte, să viseze la o viață în altă parte, pe noi ne sperie. Da, pe de altă parte, nu cred să fie existat vreo epocă în care tinerii să se fie regăsit integral în societatea în care trăiau. Întotdeauna a avut sentimentul ăsta. Nu ești apreciat, nu ești respectat și să spui că nu te simți în siguranță în societatea ta, deja sunt mari probleme pe asta care cu siguranța într-adevăr trebuie e să le rezolve. Să auzi tineri că se confruntă cu tot felul de depresii și anxietăți, asta trebuie să îți dea de gândit, trebuie să faci ceva. Trebuie în primul rând să vezi cauza. De ce tinerii noștri sunt atât de anxioși? S-a întâmplat ceva în pandemie? Și dacă s-a întâmplat ceva în pandemie, cine îi poate trata? Dacă au nevoie de consiliere psihologică, cine le plătește această terapie? Au nevoie de duhovnici, au nevoie de iubire, au nevoie... De ce au nevoie? Pentru că noi vrem să-i ținem aici. Este bine să te duci să te formezi într-o altă societate, să mergi în țări străine, să-ți faci cursuri.
de perfecționare, dar să ai și confortul să te întorci acasă. Dacă îți dorești să faci performanță la tine acasă, să fii primit cu brațele deschise, să fii apreciat, respectat și promovat pentru performanța ta. Da, pentru că tot vorbim de tineri, am văzut la voi pe site o chestie interesantă, reintroducerea disciplinei în școli, care sună cam exotic în contextul actual, când tendința este, în mod evident, contrară. Da? Deci, cum facem să eliminăm disciplina și toate cutumele cu care noi am fost obișnuiți? La ce vă gândiți concret? În materie astăzi, ce nu mai corespund nevoilor tinerilor. Ai altceva. Curicula e altceva. De ani, da? Aceste materii trebuie cumva adaptate nevoilor de azi. În același timp, tinerii noștri au nevoie de inițiativă, de practică. Avem programe pentru așa ceva. Avem surprize când vine vorba despre educație. Vom reda demnitatea profesorilor, dar și demnitatea elevilor și a studenților. Prin programe, surpriză, dar concepute de profesori universitari, doctori, ce au o radiografie clară a performanțelor noastre de azi. Bine, în afară de programele surpriză, de exemplu, ești de acord, ești favorabilă ideii de introducerea uniformelor, cel puțin la clasele primare sau chiar gimnaziale? Bineînțeles. Este un bineînțeles, nișul ăsta. Copiii adică mei poartă uniformă, sunt la școală privată, școală românească, dar privată, bineînțeles. Da, apropo, ce se întâmplă dacă refuză să poartă uniformă? Mă rog, părinții, că nu cred eu că decizia este a lor. Școala nu am auzit până acum părinți care adică se plângă de acest lucru. Adică e o condiție eliminatorie? Adică dar am auzit părinți că se plâng de faptul că alți colegi poartă haine foarte scumpe pe care copiii lor nu au cum să le poarte. Este unul dintre principalele motive pentru care mergi la școală ca să te dezvolți frumos. Îi respecti pe colegii tăi te respectă, ești la egalitate, pe picior egal cu toți colegii. Pe vremuri, uniforma era și o mândrie, mai ales când difereau de la o școală și la alta. Și foarte frumoși când îi vezi îmbrăcați în uniformă. Da, tot aici. Ești de acord să fie interzise telefoanele mobile în timpul orelor? Bineînțeles. Da, bineînțeles. Telefonul poate fi pus pe silențios și lăsat în ghiozdan. Îl poți accesa în timpul pauzelor. Bineînțeles că ți-aparține după ce pleci de la școală, poți vorbi cu mama, cu tatăl, cu cine dorești, dar nu în timpul orelor de curs. În timpul orelor de curs, noi oricum avem această problemă. Avem 30 de copii la un singur profesor. Dacă fiecare copil stă și se informează de pe alte rețele de, nu știu, rețele sociale, unii văd filmulețe, de ce mai stai la clasă? Și cum mai vrei performanță? Copiii au nevoie să se regăsească practic, să identifice la sala de curs ce le place, ce nu le place. Le place matematica, le place fizica, le place româna, ce doresc să facă cu viața lor. Ăsta e motivul pentru care merg la școală, să se dezvolte frumos. Ok, ne oprim din nou pentru o scurtă pauză de publicitate. Când ne întoarcem, o să te întreb cu statul paralel, să vedem cum vedeți voi. Domnul Băsescu, să-l sunăm și pe el. Am dat cu tămâie înainte. Publicitate. Am revenit în direct alături de doamna Alexandra Beatriz Bertan Împăcuraru, candidat la președinția României, și spunem înainte de publicitate că o să vă întreb cum e cu statul paralel, ce veți face cu el, admițând că el există în realitate, mai există și nu este doar un subiect așa ofertant pentru dezbaterile televizate. Mi-ar plăcea să-l putem contacta acum pe domnul Traian Băsescu. Dacă va intra în Parlament, cu siguranță vom avea momente de calitate, să spun așa, să înțeleg ce a fost cu această creație a statului paralel. Este o sintagmă,
o folosim în contextul în care recunoaștem că în anumite instituții ale statului au fost derapaje. Derapaje comandate de acest președinte jucător până și la un punct. Combinator. Au făcut totul pentru a distruge suveranitatea, a distruge economia, a maneta viitorul țării. Da, din acest motiv, că a fost deliberat? De ce domnul Băsescu își dorește în continuare să candideze dacă poporul îl va vota? Că și aici am un mare semn de întrebare. În contextul în care merg prin țară și toți îmi spun că nu mai pot, nu mai pot de sărăcie, de facturi mari, puterea de cumpărare a scăzut, sunt atât de multe probleme, mă întreb oare cine mai semnează pentru ceilalți candidați, dacă ei prin rotativă și tot ce au făcut, au învârtit practic responsabilitățile. Dar se fac ambele partide vinovate de rezultatele pe care astăzi societatea le are. Domnul Băsescu este și el parte. El a cedat suveranitatea României și a numit în funcții cheie persoane rău intenționate. Deci Băsescu este rău originar? Da, cred că da. Păi și cum? Că știm asta... Cred că da, ceilalți... Asta e de notorietate. Ceilalți n-au îndrăznit să facă nimic pentru că le convine să aibă un buton pe care să apese și da, să... Da, până la urmă, dacă într-adevăr este creația lui, s-a întors și împotriva lui, pentru că după ce a plecat dacă de la Cotroceni... Dacă se întorcea împotriva lui, nu mai avea curaj să iasă public, nu mai avea curaj să candideze și să facă jocuri deocamdată politice. Nu știu dacă va candida. Ar fi... Știm sigur că încă mai face jocuri politice. Ar fi foarte interesant să candideze pe listele unei alianțe care îl are ca locomotivă și candidat la președinție pe domnul Ludovic Orban. Asta ar fi chiar foarte interesant. Eu știu un lucru. Că în serviciile noastre, serviciile de informație, avem foarte mulți patrioți. Și mai știu un lucru. Sunt oameni care au făcut totul ca România să fie în siguranță. Au făcut rapoarte și acele rapoarte nu doar că nu au fost citite, au fost rupte de anumiți șefi puși politic și aruncate la coș. Dacă România astăzi încă mai este o țară sigură, este datorită patrioților din servicii. Da, uite că la voi în program apare acolo un lucru destul de ambițios, reorganizarea serviciilor secrete. Ce înseamnă? Nu reorganizarea serviciilor. Așa scrie acolo. Nu reorganizarea, ele sunt organizate foarte bine. Tocmai menționam pe acești patrioți care își iubesc țara necondiționat, informează decidere. Șefii exact de anumite derapaje, doar că cei care ar trebui să citească aceste rapoarte nu le citesc. Cei care ar trebui să se informeze nu țin cont de aceste informări. Da, de politizare, asta că văd că și aici... aduci vorba despre așa ceva, presupune inclusiv să nu mai facă președintele numirile șefilor acestor structuri? Hai să-l întrebăm pe domnul Iohannis. Nu înțeleg ce vrea să facă domnul Iohannis. Bine, am înțeles că se inspiră de la domnul Putin și vrea să fie un Putin de România, dar nu înțeleg ceva. Dacă el face numirile și a făcut numirile, de ce nu... Și Băsescu le-a făcut, toți președinții au făcut. Da, numirile. De ce nu verifică... Ce se întâmplă cu importul ăsta de droguri în România? De ce acceptă ca destinele tinerilor să fie distruse? Sunt tineri ce nu se mai pot recupera. Am văzut că vin propuneri legislative pentru a pedepsi consumatorul, dar să știți că consumatorii sunt victime. Sunt victime. Vorbiți cu tinerii și veți înțelege ce înseamnă pentru un consumator de droguri să aibă această viață. Este un calvar. De ce lăsăm tinerii să se distrugă? În mâinile cui va ajunge România? Cine se face la complice la această distrugere a viitorului României? Cred că președintele aici are multe răspunsuri de dat. Actualul președinte? Actualul președinte. Trebuie să fie președinte până în ultima zi, nu? Păi va fi chiar până în ultima zi. Ne-a dat asigurări. Da. Dacă tot vorbim de droguri, ești în favoarea dezincriminării posesiei și, și consumului personal de droguri ușoare?
Droguri ușoare ne referim la ce? Nu știu, marihuana, de exemplu. Nu știu dacă mai sunt și alte. Marihuana, spun specialiștii, că poate fi folosită în anumite probleme grave, gen cancer, da, este demență, altă marihuana, Alzheimer. Ce fumează. Este o substanță. Da, dar n-are nicio legătură cu cea medicală. Este o substanță. Eu sunt de acord ca această substanță să fie prescrisă. Nu asta era întrebarea. Aici suntem, deși și aici sunt obstacole, dar măcar în principiul lumea e de acord că trebuie. Eu te întreb de dacă consumul recreațional. Dacă este prescrisă de medic, că sunt anxioși, că sunt depresivi, n-am nicio problemă. Nu. Pentru consum recreațional, ca să spun așa, de plăcere, nu pentru tratarea unor afecțiuni. Am studiat în Statele Unite ale Americii. În acel moment eram fascinată de ceea ce vedeam acolo. Acolo e un pic mai rău decât la noi, din punctul ăsta de vedere. Respectul pe care îl simțeam în societate, de siguranța pe care o simțeai acolo și dacă erai turist și dacă erai rezident. În contextul în care ei au pierdut această luptă cu drogurile și vedem că în orașe extraordinar de frumoase, dependenții de droguri au început să pună monopol, să trăiască acolo, să urineze acolo, să facă tot felul de nenorociri, îmi pun un mare semn de întrebare. Ăsta este modelul pe care vrem să-l urmăm. Din acest motiv, eu nu înțeleg de ce nimeni nu a vrut să combată acest fenomen al consumului de droguri. Este un fenomen. La festivaluri, e un fenomen global, peste tot. Festivalurile din România a început să se consume din ce în ce mai puțină muzică. A fost un festival, îmi scapă. Nu sunt pusă în temă cu toți DJ-ii și toate evenimentele astea de consum și de muzică. Am înțeles că la Costinești a fost un eveniment. Asta lui Shelly. Da, au fost tineri de 15 ani, de 14 ani, de 16 ani, ce au consumat substanțe și au ajuns în terapie intensivă. Au fost luați cu ambulanța. Nu mai spun că nu au fost observați. Dar ce a făcut poliția? Ce a făcut poliția? Cine trebuia să combată acest consum de droguri acolo? Cine trebuia să-i verifice? Totuși vorbim de niște minori. Unii dintre ei, la o supradoză, mor. Alții, dacă consumă substanțe neverificate, nu mai pot fi recuperați niciodată. Cine se face complice? Păi și ce poate face președintele în această direcție? Să schimbe șefii acestor instituții care trebuie să combată traficul de droguri și să ceară un raport de activitate. Acești șefi ai acestor instituții știu. Bine, ei nu sunt numiți de unde vin dar drogurile, ce tip de droguri sunt consumate și cine vinde drogurile în societate. Vreți să faceți ceva? Atunci umblați la rădăcina răului. Cine aduce drogurile în România și cine le vinde? Cine le dă posibilitatea copiilor să se drogheze în timpul orelor de curs? Ce caută dealerii la poarta liceului? Am desființat controlele la poarta liceului pentru că e nedemocratic. Ce face poliția locală? Păi, în afară locală, de faptul că îi asigura protecție doamnei Clotild. La sectorul 1, da. Teoretic, acum, după noile regulamente, poliția nu poate să intre în școală. Nu se poate face control la intrarea în școală. Sunt discuții întregi pe grupurile de părinți și așa mai departe, cum să-i controleze în ghiozdan, cum să facă screening, cum să facă teste. Deci, orice măsură care se propune în această direcție, avem polarizare. Sunt unii care sunt de acord și unii care vehement sunt împotrivă. Pentru drepturile copilului. Copilul are dreptul să fie în siguranță și să se dezvolte sănătos. Inclusiv în momentul în care permiți unor grupuri de interese cu complicități până la cel mai înalt nivel să-ți distrugă tânăra generație, atunci avem o problemă. Uitați-vă ce s-a ales de San Francisco, de Los Angeles. Erau orașe unde te duceai de plăcere. Astăzi te înspăimânți. În multe locuri nu mai ai curaj să cobori din mașină. Nu știu, dar asta în această direcție nu ne pune pe gânduri că dacă n-au reușit ei, de ce am reușit noi?
De ce? Că iau tradiție mai noi, lungă. Pentru că noi suntem familiști. Noi vrem ca ai noștri copii să fie în siguranță și să fie sănătoși. Eu cred că și părinții americani doresc lucrul ăsta. Dacă întrebăm părinții americani față de noi au avut un alt concept de viață. În momentul în care devii major, te poți descurca singur. Ba chiar de la 16 ani, din momentul în care ți-ai permisul de conducere, ai posibilitatea să faci un credit, îți poți închiria o locuință și faci ce vrei cu viața ta. În America e mai ușor să spui unui copil, dacă a rămas fără loc de muncă, să dormi în fața casei mele în cort. În România, totuși, acest lucru nu se produce, cu toată dezbinarea care a fost vărsată în societate. Un părinte nu-și lasă copilul, dacă a rămas fără loc de muncă, să doarmă în fața porții, în cort, pe spațiul public, zic. Știu, dar, din păcate, doar am avut anul trecut, a fost acel caz ultramediatizat de la 2 mai și atunci a fost un herup. Ministrul de Interne a anunțat un program pilot la Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, au fost schimbați oameni din funcție, dar încet, încet așa s-au dus ecourile. Acum, din când în când, când mai sunt termene la proces, mai apar articole în presă, în general, indignate de modul în care decurge procesul, dar de marea cruciadă împotriva drogurilor, nu prea se mai aude nimic. Votați ADN și majoritatea parlamentară pe care o vom avea ne va da posibilitatea să punem stop importului de moarte. Este un import de moarte. Am fost în centrele pentru consumatorii de droguri. Mă uit în cameră ca să înțelegeți că situația este foarte gravă. Sunt copii care au rămas fără unghii, fără dinți, fără... Nu se mai pot recupera și vorbesc de copii. De copii. Nu au știut ce au consumat. Și la prima doză a fost totul gratuit și totul așa... Așa se da? Face piața. Bun. Instituțiile statului care sunt responsabile de acest lucru trebuie să-și facă treaba. Nu-și fac treaba, trebuie să răspundă. Știu că sunt multe complicități, se vede, e vizibil. Tot făceam comparația cu Statele Unite ale Americii și acolo sunt complici. Mulți oameni din straturile puterii. Mă întorc la o întrebare de mai devreme la care nu mi-ai răspuns. Te rog. Vei numi procurorii șefi și șefii serviciilor de informații din poziția de președinte, așa cum prevede în momentul de față legislația, sau vei încerca măcar să determini schimbări în această direcție? Mă voi consulta. Mă voi consulta și voi căuta ca numirile să fie pe bază de recomandări, pe bază de performanță. Cu recomandări sunt și acum. Depinde cum sunt recomandările. Politică. Știu dacă îți vine numele în plic și nu mai contează dacă a performat sau nu. Nu. Trebuie să performeze și trebuie să aducă un suflu nou. Trebuie să aducă o schimbare. Ca acei patrioți care lucrează în sistem, într-adevăr, să rămână. Și să rămână patrioți și să simtă că România poate fi salvată. Mă repet. Astăzi, dacă avem încă stabilitate și siguranță în România, este datorită patrioților din serviciu. Deși acest lucru nu este vizibil pentru marele public, înclin să cred că așa este, însă toate acele abuzuri care au dus la, inclusiv la crearea acelei sintagme cu statul paralel, au fost comise de niște șefi din aceste servicii. Și acum vin și te întreb, crezi că în momentul de față, cum e legislația acum, Parlamentul chiar poate să exercite un control efectiv asupra acestor servicii? Că teoretic ele sunt sub controlul Parlamentului, sunt niște comisii parlamentare. Bineînțeles că poate. Un om care stă la putere mai mult de 10 ani deține controlul asupra multor parlamentari, demnitari și așa mai departe. Sunt informații care la un moment dat acești oameni care nu mai sunt vremelnici, sunt permanenți, le pot folosi doar ca să-și atingă ei scopurile. Ceea ce s-a întâmplat cu exemplele nefericite, acolo unde cei care aveau informații șantajau, comandau dosare peste noapte ca să scoată din mediul privat anumite personalități, anumiți jucători, nu trebuie să mai repete și nu cred că România, prin noua conducere, va mai accepta așa ceva.
În mod evident, acele comisii de control parlamentare nu și-au făcut treaba, pentru că puteau să prevină astfel de lucruri. Hai să ne gândim în ce altă țară avem politicieni ieșiți la pensie fără să aibă o meserie, fără să aibă o zi în câmpul muncii. Păi și asta e muncă la Parlament acolo? Sau? A fi părerolog. Vorbim muncă bazată pe fapte, să avem un raport de activitate. Să-mi spui că ai fost politician și n-ai muncit, n-ai avut responsabilitatea unui salariu, nu știu, să faci ceva, să arăți ceva, ai făcut legi, ai aplicat legi. Ce ai făcut ca să meriți această pensie specială? Asta spun. Păi arată-ne ce legi ai făcut. Vorbesc mulți de sărăcie și de salariu minim, dar uită de bogăția lor de acasă, făcută din munca la stat. Păi cum? Păi cum? Asta este secretul? Să muncim toți la stat? Nu vrem să ajungem să avem un stat asistat social. Toți au știut să se îndatoreze. Pe mine mă înspăimântă asta. Eu nu vreau să mor la bătrânețe de spaimă dacă mai ajung să fiu bătrână în România. Vreau să mă bucur de pensia mea pentru care am muncit și am plătit lună de lună la stat. Nu de spaimă că România va falimenta. De ce să falimenteze? Pentru că fiecare guvern a știut să se împrumute. N-a știut să investească, să repornească motoarele economiei. De unde plătim aceste împrumuturi? Dacă cei mai bine plătiți oameni din societate sunt la stat. N-am nimic împotrivă să fie bine plătiți, dar pe criteriu de performanță. Da, aici o să fie un pic dificil să vedem cum se fac evaluările astea reale, pentru că la ce armată de angajați arestat ar trebui o armată de evaluatori externi care... Da, mă rog, astea să ajungeți acolo și vedeți cum faceți. Uite o întrebare. Există echilibru la ora actuală între puterile statului în România sau ar mai trebui lucrat? Nu există niciun echilibru. Sunt unele instituții care lucrează ca și când sunt stat în stat. Și toți știm asta. Vorbeam mai devreme cu un domn care îmi spunea că pentru o foaie ce conținea 3 rânduri au semnat 5 șefi de la un minister de forță, nu pot să-i dau numele. 5 șefi. Avem șefi peste șefi. Nimeni nu-i verifică. Nimeni nu le verifică activitatea. Păi nu, dar asta e o chestie de ineficiență, să spunem, sau de birocrație. Dar uite, de exemplu, la începutul acestui mandat... Birocrația, acum, scuză-mă, nu vreau să te întrerup, dar birocrația chiar omoară România. Uite-te ce s-a întâmplat cu recalcularea pensiilor. Au văzut că este o problemă din cauza softului, din cauza incompetenților, nici nu mai contează. Clar a fost o problemă acolo. Cum au rezolvat această problemă? Oamenii încă plâng în casele lor că nu li s-au mărit pensiile. Ba dimpotrivă, unora li s-a scăzut din pensie. Ideea era că la începutul acestui mandat, de exemplu, s-a făcut mult tapaj, mai ales din partea Partidului Național Liberal, unde tăiem pensiile speciale. Am văzut. Rareș Bogdan. Ideea este că cel puțin unde au încercat, da, la magistrați, pur și simplu nu s-a putut, pentru că magistrații reprezintă o castă care se autoreglementează, da? Și pur și simplu nu se poate. Orice ar face, îi dau în judecată și câștigă. De ce? Pentru că ei se judecă. Suveranitatea trebuie să revină poporului român, cetățeanului român. Răspunderea magistraților va face multe schimbări. Magistrații nu au cum să-și taie pensiile speciale, niciodată. Dar la Parlamentul, da, se poate implica. Și Parlamentul, dacă are într-adevăr această dorință, trece la fapte. Parlamentul nu și-a dorit ca pensiile speciale să fie eliminate. Ne oprim pentru o nouă pauză publicitară. Când ne întoarcem, o să discutăm un pic și de politică externă. Publicitară. Am revenit în direct alături de doamna Alexandra Beatriz Bertalan Păcuraru, candidat la președinția României, și promiteam că o să discutăm un pic și de relații externe. Am văzut acolo pe site-ul partidului un punct important, respectarea angajamentelor României față de SUA, Uniunea Europeană și NATO.
parteneriatul strategic cu SUA și angajamentele din alianțele în care și Uniunea Europeană în care suntem parte. Și vreau să vă întreb, să detaliați puțin asta, în condițiile în care, dacă percepția mea nu a fost greșită așa la o privire destul de superficială, vă plasam cumva și ca partid și pe tine personal în către zona suveranistă, patriotică a eșichierului politic, care această zonă de felul ei cam are probleme cu instituțiile pe care le-am enumerat mai devreme. Cum le împărtați? Acest curent suveranist a fost confiscat pe nedrept. Nu este rău să-ți dorești să fii suveran. Este rău să confiști acest curent. Nimeni nu-și dorește să fie anti-NATO, anti-UE. Atributul principal al președintelui este să reprezinte România pe plan internațional, dar să nu negocieze niciodată interesul național. Ceilalți președinți jucători, poate de asta își doresc să candideze în continuare și să calce Constituția în picioare, tot am adus aici Constituția ca să vă arăt programul meu de țară și planul meu, au tăvălit Constituția cum au vrut, numai să îi ofere domnului Iohannis să aibă posibilitatea în continuare să fie jucător. M-a durut sufletul în contextul în care am văzut raportul Ministerului Apărării Naționale, unde armata practic a spus că nu trebuie să donăm scutul Patriot Ucrainei și totuși domnul Iohannis a făcut-o. Consider că interesul național nu a fost niciodată promovat și nu a fost prioritatea șefilor de stat pe care România i-a avut. Din acest motiv, asta cere România partenerul strategic, ca să spun așa. Nu cere nimeni să dai totul. Nu ți impune nimeni să strădezi țara. Asta este o prostie. Cum mai spun alții, da, mi s-a propus adică de la Bruxelles. Această, nu, ei au dat totul. Această donație este un această act de donație trădare de țară? Eu, da. 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 Dar știi fără că dar sunt, și poate. E o formație, se cheamă Patrioții Poporului Român, care e un deputat, Mihai Lasca, care a făcut plângere penală pe adresa lui Klaus Iohannis pentru acest lucru și parchetul i-a răspuns că nu sunt întrunite. Voi reface legea trădării naționale elementele și a înaltei trădări. Ca fiecare președinte de stat și prim-ministru să răspundă pentru faptele sale. Mă rog, teoretic ei răspund, dar în practică au ciopărțit această lege ca să se acopere. Fiecare, cum a reușit să ajungă la putere, a călcat în picioare Constituția și a modificat-o după bunul său plac. Președintele României trebuie să fie un președinte demn, care pune înainte de toate interesul României. Interesul României astăzi nu este să intrăm în război. Interesul României este să-și păstreze neutralitatea, să aibă pace. Și da, poți avea neutralitate în România și cu bazele americane câte vreme suntem partea unei și alianțe. Sub umbrela NATO, doar să nu intri în conflict. În conflict armat. N-ai de ce. Există indicii că cineva din România ar vrea să intre în conflict armat? Bineînțeles. Cine? Și chiar vă provoc să invitați pe cei care vor avea curaj să vorbească din Ministerul Apărării Naționale. Este o frustrare în interiorul Ministerului Apărării Naționale. Și le înțeleg frustrarea și au dreptate. Legat de implicarea noastră în război. Da. Da. Și apropo, ADN susține sprijinul nelimitat în timp și în quantum și necondiționat pentru Ucraina în acest ADN aventură? Sprijină Ucraina umanitar. Nu armat, nu cu bani. Noi nu vrem să intrăm în războiul altora. Noi vrem ca România să se dezvolte pe timp de pace. Da, ai văzut și aici să vină investitori. În contextul ăsta, cine vorbește puternici de pace este arătat cu degetul ca fiind am văzut, putinist. Dar pe mine n-aveți cum să mă faceți putinistă că îmi doresc pace și stabilitate pentru copiii mei și pentru copiii cetățenilor români. Dar pe Iohannis puteți să-l arătați cu degetul că își dorește să devină un Putin de România. Face Constituția praf. Ce trebuie să facă președintele României dacă nu să respecte Constituția României? Constituția României trebuie să fie Biblia unui președinte. Nu să apeleze la tot felul de jucători politici să aibă imunitate. Eu înțeleg că are motive serioase să se
plecare din țară, cum ar spune unii în altă parte. A încercat pe la NATO, a încercat pe la Uniunea Europeană, nu i-a ieșit. Măcar aici să aibă protecție și să intre în Parlament. În Parlament n-are protecție. Imunitatea mult clamată în Parlament nu există. E doar să nu te aresteze sau să nu-ți facă percheziții fără încuvințarea Parlamentului. Dar, alminter, cercetarea penală poate merge înainte. Da, în contextul ăsta, iarăși am văzut un lucru interesant acolo, că ADN susține doar achiziția de echipamente militare noi. Asta cu trimitere, că în ultima vreme s-au tot luat echipamente second-hand. Și eu te întreb acum, cum veți face asta? Pentru că astăzi a avut loc ședința CSAT-ului, unde domnul Iohannis a propus strategia de înzestrare a armatei pe următorii, nu știu cât, 10 ani. Da. Ajungeți acolo și cărțile sunt deja făcute. Domnul Iohannis nu vă dă curs invitațiilor să vină să spună de ce achiziționează. Domnul Iohannis nu vine la televizor niciodată, 10 ani. Am văzut, n-a venit nici în 2019, când trebuia să participe la dezbaterea electorală, să spună rezultatele primului mandat. Cred că a avut două conferințe de presă în 10 ani. Da. Ce să spun de domnul Iohannis? Domnul Iohannis a știut să înzestreze armata română cu echipamente ce nu pot fi folosite. Da, poate n-a fost alegerea lui. Nu? Păi, nu știu, mă gândesc. Nu a fost alegerea armatei române. Păi nu, n-a zis că a fost armata. Dacă nu veți găsi acele personalități dispuse să iasă public să vorbească despre acest lucru, faceți presă și știți că puteți înregistra și cu camera ascunsă, fără să îi se audă clar vocea. Eu, ca președinte al României, am spus că nu voi negocia niciodată interesul național și nu voi da sistemul Patriot ca să ia o șapcă. Ați văzut, s-a bucurat domnul Iohannis, că are o șapcă Patriot pe cap. Și Joe Biden are șapcă cu Donald Trump. Ei, domnul Biden joacă în alt film. Da, uite, ce părere ai despre alocările bugetare din ce în ce mai mari pentru înzestrarea armatei? Deci, la început, condiția era în cadrul NATO de 2% din PIB, a crescut la 2,5%. Sunt voci, l-am auzit pe Donald Trump, spunând de 3%. E adevărat că, de exemplu, România, domnul Hans, l-am auzit lăudându-se că pentru prima oară România a alocat 2,5% din PIB. Degeaba aloci dacă nu-i și cheltui, pentru că cheltuia la execuția bugetară a fost doar de 1,6% anul trecut din PIB. Dar, dincolo de aceste chestiuni, să le spunem așa, propagandistice, acești bani din ce în ce mai mulți pentru armată, pentru înarmare, sună bine? Nu sună bine. Sună a război. Dar da, vreau ca armata să fie bine echipată. Vreau ca militarii români să aibă siguranța zilei de mâine. Ei știu când merg la unitate, dar nu știu când vin înapoi. Eu îmi doresc ca armata României să apere România și nu să intre în războiul altcuiva, fără armament și fără condițiile necesare supraviețuirii. Suntem în pericol să fim atacați, pentru că aminte, mă îndoiesc sincer că noi vom avea tendințe expansioniste să mergem peste. Dacă vom lăsa pe actualii jucători să intre pe teritoriul altor state, da, vom intra în război. Fără doar și poate. Și sursele mele spun că ei fac totul să ne bage în război. Păi, războiul este o chestie profitabilă pentru foarte multă lume, mă rog, mai puțin pentru noi. De timp de război mor oameni. Mor oameni, dar înfloresc afaceri. Așa este. Foarte mulți bani. Așa este. Avem și noi pe la televiziuni oameni care merg cu crucea la gât și arată cât de generoși sunt și cât de mult investesc în biserici și așa, și produc bani din armament. Armele aduc moarte. Da, da. Pe de altă parte, suntem constrânși, ca să nu spun altfel, să cheltuim din ce în ce mai mult pe arme. Nu are nimeni nimic cu noi. Nu dorește nimeni să vină să invadeze România, să distrugă România. Nu, noi avem luăm avioane F-35. Păi, dar de ce să nu avem cele mai performante avioane? Dacă nu ne invadează nimeni. Nu trebuie să intrăm în conflictul altora și să arătăm noi ce putem să transmitem altor state, ce arme putem să trimitem din România către alte state. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Galați.
apropo de tot ceea ce facem pentru a alimenta războiul din Ucraina. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Galați. În 2014, sub aceiași oameni care sunt și astăzi la apele de la Bârlad și Galați, au murit 9 oameni. Nimeni nu a fost remaniat, nimeni nu a fost tras la răspundere. Acum au murit oameni. Președintele Iohannis se îmbracă la frac și face baie de mulțime în loc să se ducă în Galați și să unde vadă... Unde face baie de mulțime, Iohannis? Nu a fost ieri îmbrăcat la frac. Ăla-i duș, nu e baie, că la Ateneu e puțină lume. Vai de capul nostru, uitați-vă ce fel țin cetățenii români, sunt gălățenii mei. În ce condiții? Le-a dat mâncare din pungă, i-au cazat în corturi, în câmp, cu copii, cu persoane vulnerabile. De ce ne batem joc de cetățenii români și știm să oferim ajutor altor cetățeni? Nu spun să nu-i ajutăm, sunt vecinii noștri și eu am făcut parte dintre cei care și-au pus la dispoziție casa, am investit și bani, dar nu poți. Nu poți să faci o diferență atât de mare de la cer la pământ. Unui refugiat îi plătești 3.400 de lei pe lună, îi oferi cazare, îi decontezi anumite servicii și sinistratului tău nu-i oferi nimic decât mâncare în pungă. Și corturi reci, pe timp de ploaie. Și apropo de asta, Galațiul este încă sub cod. Ce vor face în contextul în care vor mai muri Dunărea oameni? Tot Iohannis a spus că a trebuit să moară oameni ca să se producă o schimbare, să se schimbe guvernul. Avea o problemă cu domnul Ponta. Domnul Ponta, cel care s-a dovedit, chiar dacă era de stânga, că a avut măsuri liberale. A fost singurul cu măsuri liberale. Ce face domnul Iohannis? Cine răspunde pentru acești morți? Sunt suspiciuni că s-au furat în mare parte toți banii alocați digurilor pentru apărare. Sunt informații ce au venit la mine, nu fac anchetă, nu sunt jurnalist de investigații, dar ridic un mare semn de întrebare. De ce se ascund urmele și nu se produce nicio schimbare pozitivă? Oamenii sunt în continuare în condiții inumane. Eu aș prefera să rămână oamenii cu funcții, dar se întâmplă lucruri acolo, sau nu știu, se fac îndiguiri, asanări, lucrări de îmbunătățire. În 2014 s-a întâmplat același lucru. Păi da, și... și acum suntem în 2024. Nu au făcut nimic să pună oamenii la adăpost. Au spus că nu va ploua. Ei, uite că a plouat. Și culmea, a plouat într-un an super secetos, adică... Știau că nu au diguri și au bătut joc. Pe hârtie au zis că au diguri de apărare. Știau că oamenii riscă să fie inundați. N-a răspuns nimeni pentru moartea celor care s-au înnecat în propriile lor case. Cine nu se răspunde? Ca să mai rămânem un pic de tot în zona asta externă, cum ar trebui să se raporteze România la noile realități geopolitice și mai precis la dezvoltarea din ce în ce mai impetoasă a BRICS-ului, care chiar se vorbește de o structură militară pe model NATO și în special față de China? Care ar trebui să fie poziția? Cu prietenie și respect. România poate avea parteneriate economice foarte bune cu toți jucătorii economici. De ce Victor Orban a reușit să atragă partenerii chinezi să facă... E putinist de aia. Că e putinist, toată lumea care vorbește despre dezvoltarea țării sau de pace este putinist. China este o forță. Este o forță, nu putem nega acest lucru. Pare că e o forță prea mare și putea, ne explică de ei. Putea investi într-o fabrică de mașini electrice aici în România, dar nimeni nu a vrut să audă despre acest lucru. Nimeni. Relația pe care... E cum să producem în UE mașini electrice? Da, bineînțeles. Da, să concureze 20 mașinile de mii. Scumpe... Mașina mea electrică are o autonomie de 600 de kilometri. Chinezească? Nu, este nemțească. Dar are o autonomie mare. Costă foarte mult. Mașina chinezească, cu o autonomie de 500 de kilometri, costă 20.000 de euro. Și cum să permitem așa ceva? Cum să nu permitem? Nemții, unde vrem mai vând să renoim parcul auto? Nu eram noi cu mediu? Nu eram noi cu mașinile care nu poluează? Ce facem? Prima de... Ce facem? Îi chinuim pe români
să plătească combustibil scump la pompe, să meargă cu mașini care poluează și nu le dăm această variantă să cumpere o mașină cu autonomie de 500 de kilometri, da, chinezească. Au această capacitate acolo unde sunt bune. Că și parteneriatele economice sunt în interesul național, de ce nu? De ce nu? De asta, pentru că trebuie să trăiască mașinile la germane scumpe. Și ei au argumente mai puternice. Așa, da, uite, eu vreau parteneriate comerciale. Am dat lege ca să scoatem chinezii de pe piața cu 5G. Bineînțeles. Da? Lege. Bineînțeles, da. Cu cine s-a consultat domnul care a decis acest lucru? Vezi, toate lucrurile care s-au semnat în numele românilor au fost luate pe persoană fizică. Cine le permite acest lucru? De ce nu noi se consultă permitem cu românii? Românii văd că nu au nimic de împotriva acestui lucru. Românii vor mașini noi și ieftine și accesibile și vor facturi mici. Nu vor ca energia românilor să fie în stradă pentru asta. Au ieșit doar cu corupția ucide și ordonanța 13. Pentru asta au ieșit în stradă. Pentru lucrurile astea nu au ieșit. Lucrurile sunt încă bune. Din ianuarie-februarie, mulți români nu vor reuși să-și achite facturile. Am vorbit de rotativă, am vorbit de comasare, am vorbit de stabilitatea României, dar de fapt avem o mare instabilitate. Sunt oameni ce au acumulat datorii mari doar ca să plătească facturile de gaze și de electricitate și frigul încă nu a venit afară. Avem cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană. Șmecherii din energie au rămas aceiași. Cum este posibil? Toate lucrurile astea trebuie să se schimbe. Oamenii sunt panicați. Cei care nu vor mai avea de unde să plătească facturile, ce vor face? Vor fi executați? La 1 aprilie se termină schema de compensare. Și vor veni recuperatorii la ușă să îi dea afară din casă pentru că trebuie cumva să recupereze prejudiciul de la ei? Lucrurile nu sunt bune. Din aceste motive grave am ales să fac acest pas uriaș spre politică. Da, nimic nu funcționează cum ar trebui să funcționeze. Sunt prea mulți cei care au fost complici și au lăsat un singur grup de interese să pună monopol pe destinele românilor. Da, dar este un grup mare, nu e un grup mic. Este bine organizat. Și e transfrontalier, asta e problema. Da, uite, ziceți voi aici renegociere exploatării de resurse naturale și punerea acestora în interesul României. Știm sigur că nu sunt în interesul României? Nu vedem toți acest lucru? Cum vedem? Apropo, uite, am băut apă. Cât plătim pe apa noastră? Câți români mai au acces la apa de izvor? Apa sănătoasă, apa pură, apa alcalină. Izvoarele sunt luate în mare parte de interese străine. Apa plată se plătește. Curentul îl plătim. Gazele le plătim. Oricum trebuie plătite probleme și cât plătim pe ele. Și cât plătim. Avem resurse de care nu știm că le putem folosi. Bun, și ce putem face? Ce putem face? Putem rezilia unele contracte. Păi și asta vine în contradicție flagrantă cu angajamentele României față de Uniunea Europeană. Trebuie să vedem ce contracte s-au făcut și cum s-au făcut. Președintele României trebuie să se asigure că interesul României nu este călcat în picioare. Astăzi, resursele noastre nu sunt exploatate în interesul României. Și pentru bunăstarea României. Avem aur, de ce nu le exploatăm? Pe cum n-au ieșit sute de mii de oameni în stradă să protesteze împotriva unei exploatări? Am putea să ne achităm datoriile externe dacă am reușit să ajungem la aurul nostru? Nu știu, o întrebare. Cine ne oprește? Niște ONG-uri? Da. Sau este vorba despre o mafie politică? Nu, despre niște ONG-uri foarte puternice, care e posibil să aibă în spate și structuri politice, sau care să aibă structuri politice care să le servească și ONG-urile să fie cele puternice. Da, vedem bine. Deci proiectul ăla era un proiect de 20 de miliarde de euro. Pentru România a fost oprit. Mai plătim și despăgubiri. Românii vor alege pe 24 noiembrie. Pe 1 decembrie vor alege parlamentarii. Trebuie să cântărească bine. Dacă vor de altă parte, continui așa, nici nu le pot spune că
alegeți-ne pe noi că noi vom schimba lucrurile astea, pentru că nu sunt chiar atât de ușor de schimbat. Alegeți-ne pe noi că noi suntem alternativa. Dacă prin votul dumneavoastră al cetățenilor români vom avea majoritate parlamentară, toate lucrurile pe care le veți regăsi în proiectul nostru de țară vor deveni fapte. Astăzi, dacă prin ștampila de vot semnezi un contract cu un politician să te reprezinte și politicianul nu te reprezintă, nu poți rezilia acel contract. Trebuie să revenim la acest lucru și statul trebuie să vină către cetățeanul român și nu românul să vină la stat. Să caute cumva să stea la ghișee cu zilele, cu orele, să își cerșească drepturile, pentru că astăzi asta se întâmplă. Da, uite, alt lucru care e cumva în contradicție cu părerile suveraniștilor. Ziceți voi, creșterea prezenței militare a NATO în România. Cei la suveranism spun afară cu bazele militare străine din România. Bine, eu n-am zis afară. Putem nu, să ne voi spuneți împotrivă creșterea prezenței militare. Și cu bazele militare pe teritoriul României. Nu sunt de acord să intrăm noi cu armata noastră în conflictul altora și nici de pe teritoriul nostru să se tragă cu rachete sau știu eu ce altceva. Am primit un mesaj acum câteva luni, aveți grijă, stați în case, din spațiul aerian e posibil să cadă ceva. Păi, cum adică? Păi nu suntem în siguranță, unde nu aici, suntem la București? Apărați. La Constanța. Păi și cât să stăm în casă? Păi și cam cât să stăm în casă? Și dar de ce să stăm în casă? Dar de ce să nu avem siguranța zilei de mâine? De ce să ne întrebăm? Avem buncăre? Avem unde să ne ascundem? De ce să ne ascundem? De ce să nu ne continuăm viața frumos? Să avem curaj să investim? Să avem curaj să ne luăm locuințe? Să avem curaj să ne luăm credite pentru că avem stabilitatea locului de muncă? De ce trebuie să ne panicăm? De ce trebuie să ne speriem că pică drone, se trag rachete, focuri de armă? Până la urmă, ce vrem noi? Vrem viitor sau vrem moarte? Războiul nu aduce nimic bun. Da, dar pacea poate însemna și să nu fie învins răul suprem, ceea ce este foarte rău pentru multă lume. Și uite, un alt subiect delicat și care polarizează opinia publică. Tu, personal și în calitate de posibil viitor președinte, ce atitudine, părere ai în legătură cu legalizarea, legiferarea căsătoriilor între persoane de același sex și eventual legiferarea adopțiilor de către aceste cupluri? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Chiar toți dacă ne-am născut dintre un bărbat și o femeie. Da, universul așa, în viitorul nu foarte îndepărtat, lucrul ăsta se schimbe. Dacă ei își doresc să trăiască împreună, să trăiască, dar să nu adopte copii. Dacă au ales să trăiască bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, înseamnă că ei nu vor să procreeze, nu vor să dea viață, nu vor să aibă copii. Atunci, de ce se bage peste educația copiilor noștri? Bun. Ce exemplu poate da unui copil? Studiile care s-au făcut până în acest moment, ce ne arată? Acei copii care au fost adoptați de cupluri homosexuale sunt copii ce s-au regăsit în societate, sunt copii ce s-au dezvoltat frumos, sunt copii sănătoși? Nu, pentru că societatea îi discriminează. Dar nu e vorba de discriminare. Eu vreau să fiu președintele tuturor și iubesc pe toți și le accept plăcerile în intimitatea lor. Știu, da. Dar în același timp, ei, dacă formează un cuplu, de ce să nu beneficieze de prevederile legale pentru, și pentru cuplurile dintre formate din bărbați și femei. Adică să adopte copii. Nu, nu doar asta. Asta este un aspect și care, mă rog, este cel mai... Nu îi împiedică nimeni să-și exprime sentimentele de dragoste. Nu, nu e vorba de sentimente. E vorba de răspunderea în fața legii. Moștenirea. De exemplu, dacă ești un astfel de cuplu și unul dintre partenerii este la spital, celălalt nu este considerat aparținător și nu poate să primească informații despre starea de sănătate. Se pot face acte în acest sens. Înțeleg că e la mod acum să nu te mai căsătorești. Păi nu, iar dacă ești îndrăgostit, femeie cu bărbat, nu neapărat, nu mă refer doar la categoria asta, de teamă. Există o anumită teamă că dacă se căsătoresc, lucrurile perimată se vor deteriora între soți.
e problema lor. Dar la notar și-au împărțit bunurile și sunt acolo un tot. Le respect decizia celor care hotărăsc să trăiască bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, dar nu consider că sunt un mediu bun de, nu știu, dezvoltare a altor copii. Mai avem foarte puțin timp și vreau să spun două întrebări pe care le-am pus și celorlalți candidați care au fost aici la emisiune și la care niciunul n-a răspuns și mi-am dat seama că am pus întrebarea greșită. Îi întrebam care a fost cel mai bun președinte al României după Revoluție. Și toți mi-au spus că fiecare a fost bun în felul lui, whatever. Eu te întreb invers. Care a fost cel mai rău pentru români președinte pe care l-am avut după Ceaușescu? Nu-l puneam la socoteală după Ceaușescu. Cred că toți. Iliescu ne-a păcălit, a privatizat, el a început privatizările, a început să vândă România pe bucăți. Emil Constantinescu, în mandatul lui scurt, a reușit și el să distrugă România, să închidă ambasade fără să recupereze banii României. Apoi domnul Băsescu a predat suveranitatea, ne-a manetat și el existența. Domnul Iohannis, nu știm ce a făcut, știm, a călătorit, dar nu știm ce a făcut pentru țară. Știm că toate călătoriile sunt secretizate. Poate a cules ceva diamante, poate a cules ceva datorii. Doamna Lașconi promite că dacă ajunge la Cotroceni, primul lucru, desecretizează dosarul călătorilor. Adică să știm cu cine a fost și în ce scop a fost. România nu a avut parte de un președinte al românilor. România a avut parte de președinți ai altor interese. Președinți care au slujit alte interese. Bine, și pentru că e vorba de alte interese, peste ocean, cine ai vrea să câștige? Sau cine ar fi bine pentru România? Trump sau Kamala? Pentru România? Da. Americanii vor decide. Eu personal l-am susținut pe Trump. Ok. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandra. Îți doresc succes în această campanie. Nu va fi deloc ușor. Așteptăm cu interes să vedem și proiectul pentru România cu toate detaliile sale. Proiectul surpriză. Ok. Iar de asta, doamne și domnule, vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. La Metropola urmează Dana Chiara la ora 23 cu emisiunea Curat. Noi ne revedem luni seară de la ora 21. Până atunci, toate cele bune!